În minutele următoare discutăm cu istoricul Sergiu Musteață, cu colegul nostru Sergiu Musteață, pe care îl salut cu drag. Sergiu, bună seara! Bună seara și bine v-am regăsit! Bine, e revenit aici la noi în studio. Sergiu, astăzi continuăm acea serie pe care am inițiat-o cu ceva săptămâni în urmă. Te rog să ne spui despre ce mai exact discutăm astăzi. Deci urmăm cursul logic, trecem în anul 1990 și astăzi vom discuta despre începutul anului respectiv, care a fost cel mai important eveniment al anului la nivel unional, dar bineînțeles că accentele vor fi puse pe situația din RSSM. Te ascultăm! Bună seara tuturor și bine v-am regăsit! Așa cum am anunțat, deci astăzi trecem într-un nou an. Un an care a adus transformări esențiale ce au stat la baza suveranității Republicii Moldova, dar și altor criterii de organizare a vieții politice și sociale din această republică, încă unională pe atunci. La începutul anului, bineînțeles că nu se anunțau atât de multe schimbări așteptate, dar deja, cumva, așteptările erau destul de mari, deoarece în 89 s-au produs multe schimbări în Europa, au căzut majoritatea regimurilor socialiste, a fost o paradă a revoluțiilor, dacă vreți, iar mișcările acestea de emancipare națională cumva au fost încurajate de ceea ce s-a întâmplat în Europa centrală și de răsărit și bineînțeles că situația aceasta a avut o influență pozitivă în majoritatea republicilor din Uniunea Sovietică. De fapt, au continuat discuțiile chiar la începutul anului pe marginea acelui subiect destul de delicat pentru ca să fie modificat articolul 6 din Constituția Uniunii Sovietice privind monopolul Partidului Comunist. Bineînțeles că reprezentanții Partidului Comunist nu doreau acest lucru, dar mișcările acestea de protest față de monopolul partidului au luat amploare și chiar la începutul lunii februarie la Moscova a avut loc o demonstrație împotriva Comitetului Central. Peste 300.000 de oameni au ieșit în stradă și au cerut, în primul rând, lui Gorbaciov, dar și celorlalți din conducerea șefia partidului, dar și din fruntea Uniunii Sovietice, să modifice acest articol și să ofere posibilitate mai largă altor mișcări și partide politice, adică să liberalizeze viața politică în Uniunea Sovietică. Unii participanți la acel meeting au chiar și scandat: nu uitați de România. Cred că au făcut aluzii la modul în care a finalizat fostul lider comunist din România și executarea lui la finalul anului 1989. În acest context, bineînțeles că Gorbaciov a fost constrâns de situație și chiar în ziua următoare la ședința plenară Comitetului Central a făcut această propunere ca să pregătească inițiativele respective ca la următorul congres al deputaților poporului să se pună în discuție modificarea acestui articol, dar cred că erau și alte subtilități, deoarece la fel Gorbaciov și anturajul său doreau ca să inițieze o altă modificare normativă în Uniunea Sovietică și să instituie funcția de președinte al Uniunii Sovietice, o funcție care nu era până atunci. Bun, era un alt tip de organizare structurală, se numea altfel, tot erau lideri, dar probabil a vrut să fie mai aproape de mediul acesta democratic occidental și să instituie această funcție. De altfel, și la Chișinău aceste discuții erau pe agenda. Încă din 89 se discuta modul în care s-ar putea liberaliza viața politică. De aceea Petru Lucinski, care era, v-am zis în emisiunea trecută, a fost readus din Tajikistan la Chișinău, publică în primele zile ale lunii februarie 1990 un articol în Pravda de la Moscova, dar bineînțeles că a fost reluat de Moldova Socialistă la Chișinău și se pronunță pentru abrogarea rolului dominant al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și instaurarea unui regim politic pluripartidist. Sunt sigur că acest articol și această publicație a fost coordonată cu Mihail Gorbaciov și cu centrul, bineînțeles, așa era tradițional, dar bănuiesc și relația între Petru Lucinski și Gorbaciov, una prietenească, au coordonat și cumva a venit și din partea Chișinăului un semnal că liderii locali susțin această schimbare. Respectiv, și Lucinski, dar și Gorbaciov spuneau că Partidul Comunist rămâne să joace un rol important în societate, dar bineînțeles că aceasta trebuie să fie o competiție și o deschidere mai mare spre diversificarea vieții politice. Într-o așa ordine de idei s-a produs acea schimbare la începutul lunii martie, când a pornit lucrările
celui de-al treilea congres extraordinar al deputaților poporului din Uniunea Sovietică, unde Gorbaciov a venit cu această inițiativă și scurt timp deci s-a votat această modificare, dar și o altă modificare de crearea unui grup privind revederea sau a fi revizuită Constituția Uniunii Sovietice. Și în aceeași ordine de idei s-a votat acea lege despre introducerea postului de președinte al Uniunii Sovietice și necesitățile de modificare constituțională pentru a asigura un regim mai democratic și transparent decât a fost până în 1990. Articolul 6 al Constituției privind rolul partidului în noua redacție suna cam în felul următor: Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, alte partide politice, precum și organizații sindicale, de tineret, organizații obștești și mișcări de masă participă la elaborarea politicii statului sovietic în administrația treburilor de stat și obștești prin intermediul reprezentanților lor în sovietele de deputați ai poporului. Deci, vedeți foarte clar, deci tot rămâne cumva pe primul loc Partidul Comunist, dar deschide o portiță și pentru alte mișcări politice și obștești în Uniunea Sovietică. Și acesta a fost, de fapt, un pas destul de important, deoarece chiar în câteva săptămâni la Chișinău este fondat primul partid politic. S-ar putea ca lumea să zică nu, că în 89 deci a fost creat Frontul Popular. Frontul Popular a avut un alt statut ca și Mișcarea Verzilor. Pe urmă s-a transformat în partid politic, dar primul partid politic după această modificare constituțională la Chișinău a fost Partidul Social Democrat din Moldova, care a fost creat la 13 mai 1990, având trei copreședinți: Alexandru Coșelev, Oazun Antoi și profesorul Ion Negură. Deci iată, cam de aici pornește istoria partidelor politice în Republica Moldova. Astăzi avem 10 de partide și drept puțin folos din majoritatea dintre ele, chiar și cel care se află la guvernare, dar asta înseamnă că de acum 30 și ceva de ani, deci noi intrăm într-o zonă a ceea ce înseamnă diversitate și pluripartidism, care este foarte important pentru o societate democratică. Acum, care a fost parcursul unui sau altui partid, e o altă temă de discuție și nu vom intra în detalii, însă vedeți că luna mai este una a transformărilor politice. În mai s-a fondat, a fost congresul de fondare a Frontului Popular, în mai s-a fondat Partidul Social-Democrat și în mai multe alte evenimente au avut loc în contextul zilei de 1 mai, de 9 mai, dar și alte evenimente istorice. În aceeași ordine de idei, noi putem spune că începutul anului, de fapt, a fost marcat de alegerile în Sovietul Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, care sunt considerate, mulți astăzi spun că sunt primele alegeri libere. Ei nu au fost chiar așa de libere, eram într-un sistem sovietic, într-un sistem comunist, era încă rolul acesta dominant al Partidului Comunist, dar trecând peste aceste realități ale regimului comunist, oricum au avut alegeri sau acces de a candida, au avut și alți oameni decât membri ai Partidului Comunist și în așa ordine de idei, totuși, Parlamentul, mă rog, ulterior s-a schimbat denumirea, a devenit Parlament, dar Sovietul Suprem a fost un prim exercițiu în data de 25 februarie, că au fost și alegeri repetate, în mai multe circumscripții nu s-a ales din prima, deci iată așa un exercițiu care a fost pentru prima dată pentru societatea moldovenească, deoarece până atunci se vota la maxim posibil, deci pentru pe listele Partidului Comunist, alternativi nu era, și iată aici au apărut alternativi, au apărut dezbateri, în felul acesta oamenii au înțeles că se poate altfel. E, noi putem discuta și despre efectele acestor dezbatere sau impactul acelor oameni care au ajuns în funcție de conducere în rezultatul acestor alegeri, dar oricum, deci pornirea aceasta de democratizare și acces la putere are loc anume la începutul anului 1990, de altfel când a fost ales, după ce s-au terminat alegerile, bineînțeles, în funcție de președinte al Sovietului Suprem a fost ales Mircea Snegur pe bază de alternative. Ulterior, funcția aceasta, precum și în Uniunea Sovietică, s-a transformat în funcție de președinte al Republicii Moldova. Primele ședințe ale Sovietului Suprem au fost prezidate de profesorul Ion Borșevici, fostul rector al Institutului Pedagogic Ion Creangă, ulterior, deci fiind și deputat, dar transferat după ce Mircea Snegur a devenit președinte, a fost, de fapt, unul din principalii săi consilieri pe probleme diverse, dar în special ceea ce este legat de educație, cultură și domeniul social. La fel, în luna aprilie, această pornire, să zicem, de transformare și democratizare marchează o dată pe care, de altfel,
Noi o încercăm să o aniversăm și în acest context sigur că vine aprobarea tricolorului ca drapel de stat al RSSM pe atunci. Un pas destul de îndrăzneț, un pas care a fost destul de, a trezit multe dezbateri, reacții de opoziție negative, însă iată în primăvara anului 90 s-a introdus tricolorul, a înlocuit acel drapel sovietic și parcă deci cumva a trasat un parcurs pro-național. Mulți dintre acei deputați veniți din raioanele din stânga Nistrului au boicotat ședința, au părăsit ședința Sovietului Suprem și mulți dintre ei nu au mai revenit la ședințele Sovietului Suprem de la Chișinău. Practic aici s-a produs o ruptură și cred că această ruptură a condus spre acea, fortificat acea mișcare secesionistă, acea mișcare separatistă, în special din raioanele din stânga Nistru, dar și din zona Găgăuzii, despre care eu o să mai revin în următoarele emisiuni, însă această schimbări care, pe de o parte, parcă erau optimiste, pe de altă parte, de fapt, ne duceau pe o cale necunoscută care a dus spre o confruntare în 1992. La fel, în 1990, voi anticipa, dar discuțiile s-au lansat anume în primăvara acestui an, s-au finalizat în toamnă, în ceea ce înseamnă noua stemă a Republicii Unionale, cea pe care de fapt o avem și astăzi, care reprezintă un simbol important al statului independent Republica Moldova. Deci, vedeți, schimbările acestea, parcă nesemnificative, dar destul de importante pentru a demonstra autonomia acestei zone, suveranitatea sau care au condus spre suveranitate. Noi deseori facem paralele sau încercăm să ne comparăm cu realitățile din zona Baltică, însă lucrurile acolo cumva au fost mai clare din start, legate și de identitate, dar și de revenirea și reabilitarea independenței. Cred că lituanienii au fost cei mai curajoși, deoarece încă pe 11 martie 1990 ei și-au declarat restaurarea independenței. Ceilalți, la fel, și estonienii și letonii au încercat, însă mai greu, ei de fapt obțin independența propriu-zisă, precum și Republica Moldova, abia în august, după puciu, din august 1991, dar intențiile erau foarte clare din start, deci Republicile Baltice, liderii de acolo și mișcările de emancipare optau pentru reabilitarea independenței. Pe când la noi lucrurile erau încă destul de bulversate și încercam să mergem spre o zonă a ceea ce înseamnă suveranitatea. Ceea ce s-a întâmplat un pic mai târziu, dar bineînțeles că primăvara a fost destul de așa, aglomerată, destul de încordată. Pe de o parte, Partidul Comunist nu dorea să cedeze pozițiile, pe de altă parte, alegerile și structura Sovietului Suprem, atât la nivel republican cât și unional, erau total diferite. În contextul ăsta, sigur că se anunțau așteptări și transformări mult mai mari, despre care discutăm la emisiunile următoare. O seară bună tuturor, cu ajunul sărbătorilor pascale, dar nu uitați să aveți grijă de dumneavoastră, de sănătatea dumneavoastră și a celor din jur. Pace tuturor! Sergiu, îți mulțumim tare, tare mult pentru că ai fost cu noi și în această seară. Îți dorim la fel sănătate și să ne revedem și să ne reauzim tot timpul numai și numai de bine. Mulțumim frumos! Pe curând!